Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol din Evanghelia după Matei, versiunea Bartolomeu. Și anume am ajuns la capitolul 17. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Matei, capitolul 17. Schimbarea la față, vindecarea unui lunatic, a doua vestire a patimilor și darea pentru templu. Și după 6 zile, Iisus l-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus pe ei la un munte înalt, ei între ei. Notă, după tradiție, muntele Tabor. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie li s-au arătat vorbind cu el. Și răspunzând, Petru i-a zis lui Iisus, Doamne, bine ne este nouă să fim aici. Dacă vrei, vom face 3 colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Și în timp ce vorbea el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei. Și iată glas din nor zicând, acesta este fiul meu cel iubit, întru care le-am binevoit, de acesta să ascultați. Notă, Iisus este fiul lui Dumnezeu, iar apostolii sunt frații lui. Notă pentru verbul a umbri, vezi nota de la ieșire, capitolul 25, versetul 20. A umbri în limbaj biblic înseamnă cu totul altceva decât în limbaj natural, adică umbrirea Harului Dumnezeiesc. Și auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte, iar ucenicii au venit și ei atingându-se și le-a zis, ridicați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-se ei, nu au mai văzut pe nimeni, ci doar pe Iisus. Și pe când coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit lor zicând, vedenia aceasta să nu o spuneți nimănui, până când Fiul omului va învia din morți. Și ucenicii l-au întrebat zicând, pentru ce dar spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el răspunzând a zis, Ilie într-adevăr va veni și va pe toate le va așeza din nou la locul lor. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut și au făcut cu el câte au vrut. Tot așa va pătimi și fiul omului de la ei. Atunci au înțeles ucenicii lui Iisus că le vorbea despre Ioan Botezătorul. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește-l pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, că deseori cade în foc și deseori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și ei n-au fost în stare să-l vindece. Iar Iisus răspunzând, a zis, o neam necredincios și îndărănic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-mi-l aici. Și Iisus a certat demonul și a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, l-au întrebat deoparte, de ce noi n-am fost în stare să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, din pricina puținei voastre credință, căci adevăr vă grăiesc, că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice muntelui acestuia, mută-te de aici încolo, și așa se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință, că soiul acesta de demoni nu iese decât numai prin rugăciune și prin post. Și întorcându-se ei în Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ și a treia zi va învia. Și ei foarte s-au întristat. Și venind în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng dajdea și au zis, Învățătorul vostru nu plătește dajdea. Ba da, a zis el. Și intrând el în casă, Iisus a luat-o înainte zicând, ce părere ai, Simone? Regii pământului de la cine au dajde sau bir? De la fiilor sau de la străini?
Iar el i-a zis, de la străini. Iar Iisus i-a zis, iată dar că fiii sunt scutiți. Notă, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, iar apostolii sunt frații lui. Deci au aceeași calitate de fii ai Tatălui Ceresc, desigur prin înfiere, în timp ce Iisus este prin fire. Dar ca să nu le fim lor piatră de potignire, merg la mare și aruncă undița, ia peștele care va ieși mai întâi și descrizându-i gura, vei găsi un statir, adică o monedă de argint. Pe acela luându-l, dă-l lor pentru mine și pentru tine. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.